Cea mai mare viteză pe mine vreodată. Și eu voi cânta trompeta. Credeți că e ușor? De când o ți-au lăsit, chiar îmi place de la mintea, va trebui să sună nebrăzat. Ce? Oh, vreți să stau cu el, nu da, pentru că știți. El nu da, împărat, și nu da, nu s-o vină. Cea mai frumoasă urmă. De aceea, sunt emoțată cu pacea ei, dacă lasă să termină lande, să ajungă florile, să repede la muzică, să nu înțelegi. Cu coatele, vor fi foarte mult dar mă scuzați, am cadut de poveste și ar mai fi nevoie să mă apuc. Oare cum ar trebui să ai? Să sigur că eu te pun. Măi, băiete, cu vorba nu prea face treabă. S-a crezut că n-ai nimic de făcut aici. Hai, lasă trompeta și... Așa. Ce frumos arată masa, minunat. Și camera, o adevărată sală de nuntă. Îți curioasă ce-o fi pe la bucătărie. Cum s-a descurcat oamenii? Se pare că vor fi bucate de cele mai alese. Felul de mâncare, mie, mai, cu, mei, mei, te. Mostul cel mai bun, fructe din care nu s-a mai văzut. Pâinea cea mai albă și mai proaspătă. De așa ceva eu nu mai văzut în viața mea. Împăratul s-a gândit chiar la toate. Da, frumos, că de calitate, văd că v-ați străduit. Totul strucește de curățenie și de frumusețe. Vă place? Eu sunt încântat. Haideți mai încoace, vă rog. Acum că am terminat cu polobitul odăi și apesii, mai avem de făcut încă ceva. Vom merge să împărțim invitațiile anunte. Ia uitați-vă ce team mare. Știți că împăratul însuși a scris mâle fiecărui invitat pe plin. Măi, grozav, ce frumos și mult! Dar ce văd? Scrise cu litere de aur? Da, nu, sunt multe, am să fie adevărat. Să vă dau fiecare dintre voi primul. Un invitat locuiesc pe aici pe aproape, chiar după bolsă. Viața va trebui să căutați cât mai departe. Dar aveți grijă cu toate invitațiile să ajungă la destinație. Și nu uitați, ne îndemânați fiecăruia personal. Ce miracol mai fi, muntă la palatul împărătesc, muntă prințului. Hai pe toată lumea să invităm. Și se înviți la și se înviți la și se înviți din partea împăratului. Așa treabă mai zic și eu. Sper că vor veni curând că se apropie seara. Ce frumos arată masa și florile. Minunat! Parcă ceva. O fi primul care se face? Ce s-a întâmplat? Nu vor. Nimeni nu vine. Niciunul măcar n-a vrut să deschidă. Cel din urmă mai a titușonat. Da, eu cred că inventam o mai scuze și asta era multa pură de împărat. Pe mine m-a amenințat cu o pereche de palme. Dacă nu măcar de greabă, cum se poate numai asta? Să primesc, invitați, o invitație de la nu supărat și o trebărță ca? Ei, să știi că eu chiar am primit palme promise ție. Au, mă mai doare și acum. Poftim, ai zis toate invitațiile. Și acum ce să facem? Multă fără invitați și tocmai mult aceasta, Doamne Dumnezeu, de ajutor! Vai de mine, va trebui să-i spun în cele din urmă împăratului și nu prea îndrăznesc. Oare ce o să zică? Ei, mie mi-a pierdut poftă de toate. Am auzit că nimeni nu vrea să-mi ajute. Deci trompeta mea începe. Uite, ce de ceva. Când e vorba de astea, las totul, poate și fii. Stă la masă împăratului, dar nu da fiului său. De așa sper că nu mai poți poate să măcar spune în trompetă. Oh, stai puțin, merg la de primul de ceremonie. Cred că vine cu alții. Ei, ia, uitați-vă, vedele. Hei, ia, să zici. Insti, strică ceva. Aratul a fost tare supărat și deznădăjduit. Dar ascultați aici, el a hotărât să nu știe prada. Aratul va face o luptă așa de mare cu mai flăcânat. În cele din urmă, dă fiului său. Dacă aceia nu au vrut, păcat, mare păcat. Însă aratul vrea ca toate scaunele să fie ocupate la masa lui. Dacă nimeni nu vrea să vină.
Uite, împăratul a zis, chemați la luptă pe oricine întâlniți pe urțe. Mergeți în piețele orașelor și chemați pe tine și bătrâni. Mici și mari, toată lumea că trebuia să vină, e binevenită ea. Toată lumea? Chiar pe toată lumea să invităm? Da. Chiar pe trezători și pe alții de acolo? Da, chiar așa. Puneți invitațiile în plin cu noi și dați-le tuturor acelor pe care îi întâlniți. Și să le mai spuneți că nu dă o coastă nimic. Banii se vor da chiar și haine de luptă. Nu-mi vine să-mi cred urechilor, toată lumea și nu te va merge înainte. Țineți bine minte, nu are importanță cum arată. Cine vrea să vină e binevenit. Sărbătoare pentru toate suflarea și e gratuită. Dar ești curios cum o să iasă. Da, mi s-a luat o piatră de pini. Oricum mă strădui că nunta fiului de împărat să fie cea mai frumoasă din câte s-au pomenit. În cele de nunta fiului său. Și e suflare pentru toată... Da, eu n-am niciun cadou, bunita dumneavoastră. Auzi, crede-mă, nu-i nevoie de niciun cadou. Dar pentru unul mare și sunt pe mine, de ce m-ai invitat împăratul? Chiar pe mine, că eu nu sunt frumos deloc. Să știi că s-a făcut prea că ai venit. Chiar mie mi-a spus. Hai, vine repede cu mine. Eu nu sunt decât un cerșetor. Nu-s mai văd în tot loc. Nimeni nu vrea să știe nimic. Te duc eu înăuntru. Uite, ne așteaptă mai maestru de ceremonie. Nu, nu, nu. N-am nici măcar o ținută ca lumea. Toate suzate până la țesătura. Ana asta e de pe vremea străveche, murdară și sauioasă. Și pe dinăuntru mă simt cum ară pe din afară. Eu... Aici primești haine și curate și te poți spăla. Nu nevoie decât să-ți lepezi la ușa albinanței. Uite aici, te așteaptă hainele curate de nuntă. Haide! Aș cam vrea eu toate astea, dar n-am nici la orbețe. De unde să plătesc pe așa haine frumoase când toată viața n-am purtat decât ce-au aruncat alții? Știi, Delia, ieșite din nou. Nu chiar să știi, nu pot. De mă crezi sau nu, nu-i nevoie decât să le îmbraci. Nimic altceva. Dincolo te poți spăla. Nici asta nu costă nimic, căci așa a spus împăratul. Hai, fie, dacă să știu ce mai împărat. Nu se poate una ca asta. Nu cred ochilor, nici urechilor. În fond, de ce? Dintr-o dată, că nu da tot să-și avea loc. Toată lumea vine, venite. Și uite cum să răspunde, așa fi bun, eu n-am să decât să pe lume. Dacă primii dați n-au să vină, ce ne facem noi acum să fi toți așteptați? Dar acum, uite acolo, toată sala se umple până la fund. După mine, nu mai mult se pare acum și acum și mintele cu mea să rămân. Și eu am să le gând. De aici nu prea văd eu pe inițiația pe treabă, dar mă aduc să-mi găsesc un loc cel mai bun de în față. După cum vedeți, din partea mea, o scoasă în față acum. Hai să vedem ce zic invitația. A, și tu erai aici, ce bine. Avem locuri bune la masă. Dar ce ne trebuie să te nu te superi? Uite cel de acolo. La început să spun drept, n-am îndrăznit să vin, dar acum în stare fericit că mă aflu aici. Ce loc plăcut și frumos. Iar eu mă simt cu totul al tău. Dar spune, numele tău e scris în cartea cea mare? A, desigur, nici că se putea spune.
Deci am auzit că mine de însu va citi din cartea asta cu toate numele, că ce ne cunoaște mult, pe toți ne cunoaște. Știți că până mai ieri de mine nimeni avea habarul uman și acum să stau la masa împăratului, iar mine mă cunoaște și pe mine, ce minune. Grozav, așa e? Ai văzut că prea ne-au primit? Ah, da, eu să vin, dar știi ce-aș vrea eu cel mai mult? Să-l văd pe fiul împăratului. Doar gândul acesta mă bucură nespus. E ceva mai încet acolo, ia. Vă rog, ia uite acolo. Nu știu ce auzi dumneata, dar eu aud numai un tumult de glas și zare. Ascultă, nu se aude mai bine. Se pare că sunt timbale. Da, sunt timbalele din orchestra ce repetă tesori pentru... Ia auziți, ei, acum chiar începe. Iată vine minele, iată vine minele, trăiască minele! Trăiască, trăiască, trăiască! Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea Aleluia! Domnul Dumnezeu nostru cel atot puternic a început să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. Deci a venit lunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu haina de inul subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale Sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mire. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pierise și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gândită ca o mireasă, mireasă vorbită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată poftul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochi și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici sipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile lor. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vremnice de crezut și adevărat. Toate lucrurile noi, ce minunat! Uite minele și-a luat locul pe tron și mireasa străluceste de atâta frumusețe, ură și cu haine albe. Dar uite câți copii în jurul lor și ei străluceste de atâta frumusețe. Noi mai poți număra, atât de mult sunt în jurul tronului, iar noi suntem printre ei, eu sunt printre ei. Hai să cântăm de bucurie, să cântăm. Gloria in excelsis Deo!